Primăria Municipiului Câmpul Lung prezintă în zilele de 23 și 24 septembrie 2017 etapa a șaptea din cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă. În organizarea clubului sportiv Brothers Motorsport, trofeul Câmpul Lung Mușel 2017 se dispută pe traseul Lărești-Voina și aduce la start cei mai talentați piloți din România. Proiect cofinanțat din bugetul local al municipiului Câmpul Lung pe anul 2017 și susținut de Consiliul Județean Argeș. Trofeul Câmpul Lung Mușel 2017 aduce spectacol și emoție la turație maximă.